primul robot este cel mai greu de implementat, pentru că și pentru clienții, în special din zona non-auto, reprezintă un anumit stres dacă face față, dacă este bine să investesc. Deci acesta este, să zicem, pasul cel mai dificil, pentru că este o tehnologie nouă pentru România. Cui vă adresați cu această afacere și dacă ați putea să ne vorbiți puțin și de partea de servicii și prețuri? Afacerea este în general dedicată mediului industrial, pentru că și mediul industrial care produce. Un robot nu este ceva pe care poți să-l conectezi și imediat lucrurile funcționează. El trebuie integrat, iar integrarea aceasta înseamnă un domeniu larg de cunoștințe. Zona auto este cea mai bine reprezentată, dar este zona în care competiția este cea mai acerbă și, în general, competiția externă. Firme care au o experiență vastă în domeniu, care au aplicații de succes și care pot să dovedească că, până la urmă, pot să ducă planul tehnic și de investiții, pentru că valorile sunt foarte mari în zona respectivă, vorbim de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro. Deci noi ne adresăm firmelor din domeniul auto, dar și firmelor care produc. Deci o cerință care este obligatorie este să produci. Prețurile nu există pentru că aplicațiile sunt complexe și vaste, câteodată chiar suntem creatori de tehnologie, nu există un catalog în care să spun acesta este prețul sau pot să spun prețul este într-o anumită plajă. Totul depinde de aplicația în sine și în general aplicațiile sunt unice. La partea de servicii aici avem clar un avantaj față de competitorii externi, pentru că noi, chiar dacă robotul a fost implementat de către o firmă externă într-un lanț de producție, să spunem o fabrică completă, robotul reprezentând poate 10% din tot ce înseamnă fabrica respectivă, noi venim cu partea de mentenanță, venim cu partea de training, venim cu partea de programare, deci reușim local să venim în sprijinul clienților, chiar dacă investiția inițială a fost contractată cu un partener extern. Au fost românii receptivi la acest tip de afaceri? Aceasta nu este o afacere de masă. Deci nu este o afacere la care ai un marketing într-o revistă sau vii cu un spot publicitar. Deci cei care decid trebuie să fie receptivi la astfel de aplicații. În general, firmele care au acționariat străin, firmele care au reprezentanțe în România, fiind o zonă în care firmele respective au aplicații externe. Ceea ce contează foarte important este ca în planul de afaceri partea de calitate, partea de productivitate, partea de tăierea costurilor să constituie pentru firma respectivă un must. Dacă încercăm să privim în planul de afaceri doar prin tăierea de salarii, doar prin tăierea de, să spunem, utilității sau să restrângem activitatea și nu încercăm să inovăm, nu încercăm să fim mai competitivi, obligatoriu în timp competiția este cea care, sau piața ne va obliga să mergem în astfel de aplicații. Dacă în străinătate sunt mii de roboți vânduți anual, în România sunt zeci sau poate 100 anual. Deci piața sau nivelul de cunoștințe este cel care câteodată ne obligă pe noi ca și firme să explicăm clienților, să avem seminarii, prezentări, tocmai pentru că aplicațiile acestea sunt aplicații destul de complexe, dar beneficiile sunt mari. O condiție este importantă, este să produci. Dacă nu produci, este clar că nu ai cum să implementezi astfel de aplicații.
Domnule Catan, la sfârșitul interviului aș dori să știu dacă este acest business unul de viitor în țara noastră și dacă aveți câteva sfaturi pentru o persoană care își dorește să pornească o astfel de afacere. Bineînțeles că este un business de viitor. Este un business în care pâinea este neagră. Câteodată pâinea neagră este mai bună decât pâinea albă, nu? De ce este neagră? Pentru că aplicațiile fiind complexe, în care tehnologia este nouă, tehnologie nouă și pentru noi și pentru firmele externe care au zeci de ani în astfel de business-uri, necesită cunoștințe largi. Personalul este calificat. Aici este o mare problemă, pentru că școlile tehnice nu există în partea de aplicații robotizate. În universității se fac primii pași, dotarea nu este întotdeauna cea corespunzătoare. Deci ca să începi un astfel de business, necesită clar și puțină nebunie, și un personal calificat, și investiții în partea de utilaje, dar piața este liberă și cine dorește să încerce, de ce nu? Domnule Catană, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea Business Boutique din această seară. Eu sunt Radu Dumitrache și vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută!